Bună ziua și bine v-am regăsit! Am revenit în laboratorul profesorului Mircea Nistor, pentru că aici găsim mereu copii de nota 10. Invitatul meu de astăzi este unul dintre ei, Mihai Damian. Haideți să-l cunoaștem! Mihai Damian a pășit pentru prima dată în laboratorul de fizică al profesorului Mircea Nistor, pe când abia ce absolvise clasa a patra, cu mult înainte de a studia fizica la școală. Dar pasiunea lui pentru tehnică și tehnologie a trecut peste orice bariere. Iar acum, la doar 15 ani, Mihai are deja în palmares câteva realizări impresionante. O tablă inteligentă, o chitară dintr-o scândură și un șiret, dar și un telescop semiprofesional. Mama m-a prezentat domnului Nistor și am fost, ca să spun, cucerit pe moment și de dumnealui, dar și de ce face el aici, de toate experimentele și de toate lucrurile interesante de aici. Cum a fost primul tău contact cu tot ce se întâmplă aici? Surprinzător. Aveam tot ceea ce știam de la televizor și acum am descoperit un om și un loc unde puteam să le aflu pe viu. Cineva putea să mi le explice și puteam și eu să le experimentez și chiar să realizez lucruri noi, nu doar să aflu lucruri gata făcute. Mihai și-a pus imediat imaginația la contribuție și a dat viață unor proiecte deosebite. Cred că primul lucru pe care l-am făcut a fost un ceas binar cu o placă Arduino, placă de dezvoltare Arduino, cu foarte multe LED-uri care arătau ora, dar arătau ora în sistem binar, nu normal. Și cât timp ai lucrat la el? Ajutat de domnul Nistor, o săptămână, două. Atunci nu știam foarte bine să programez, eram la începuturi. Iar mai apoi? La ce ai mai lucrat? Mai apoi am lucrat la un microfon de contact cu un senzor piezoelectric care amplifica zgomote foarte slabe, de exemplu cutia de rezonanță a unei chitare acustice putea fi amplificată. Avea utilitate și în laborator. După aceea m-am apucat de tabla inteligentă, de telescop și acum lucrez la un braț robotic, la o mână robotică. Care dintre toate acestea te-au impulsionat cel mai tare? Unde ți-ai bătut cel mai mult capul și ți-a plăcut cel mai mult să lucrezi? Cred că telescopul, pentru că îmbina și pasiunea mea pentru electronică, programare, cu cea pentru astronomie, astrofizică și puteam să realizez un lucru util care va fi folosit și de generațiile următoare și care îl va ajuta mult și pe domnul Nistor să efectueze observații astronomice. Cât timp ai lucrat la el? Mult. Cred că de anul trecut, din vara trecută, tot lucrez la el și acum e finalizat, trebuie doar instalat în mini-observatorul pe care îl avem în pod.
Unul dintre cele mai importante proiecte realizate de către Mihai Damian este tabla inteligentă. Aceasta a fost premiată anul trecut la concursul național de proiecte Universul Einstein. Ideea a venit din necesitate. Noi ne gândeam că ar fi frumos să avem și noi o tablă inteligentă, dar în același timp nu aveam resursele financiare de a cumpăra una și atunci am început să studiem posibilitățile de realizare. Am încercat inițial cu aceleași tip de senzor piezoelectric ca și la proiectul cu microfonul de contact, dar s-a dovedit că nu e foarte precis. După aceea am încercat o tentativă video, să punem un LED sau o minge colorată să urmărească. Asta nu s-a dovedit foarte practic, camera trebuia poziționată aiurea. Deci, până la urmă, am descoperit posibilitatea cu un senzor Kinect, el e folosit la jocuri în mod normal. Și am descoperit și un soft, o bucățică de software pe care am adaptat-o nevoilor noastre. Și acum avem tablă inteligentă. Și ce materiale ai mai folosit la ea? Materiale neconvenționale. Ca materiale neconvenționale, suportul pe care stă senzorul Kinect lângă tablă este imprimat 3D pe un model 3D. E o tehnologie pe care noi încercăm să o exploatăm. Iarăși, sub acest suport e o placă din o carcasă veche de CD-uri, cred că, prinsă în perete. Firul e bătut cu cuie să fie atașat de perete. Și cam atât, și un calculator. Ai participat la ceva concursuri cu tabla? Da, am participat la Universul Einstein și am obținut premiul 3. Asta era când? Anul trecut? Anul trecut, împreună cu un coleg. Și a fost frumos. Am fost bucuros că a fost apreciată. Cât costă o tablă inteligentă, în mod normal? Tablă inteligentă, în mod normal, cred că de ordinul sutelor, chiar miilor de euro. Aceasta costă, presupun că există un videoproiector și un calculator. Senzorul Kinect costă undeva în jur de 200 de euro. Poate mai ieftin acum că e o generație veche de senzor pe care o folosim noi. Și atât, cam astea sunt toate costurile. Cu un pic de muncă la tras fire, instalat soft și așa, dar în rest de doar diferența senzorul. Ar fi foarte mare. Da, e o diferență mare, mai ales pentru noi în România, unde nu prea avem finanțare, nu avem posibilități să cumpărăm o tablă comercială. Acum Mihai lucrează la un nou proiect. Este vorba despre o mână robotică. În general, aceste mâini robotice există, dar sunt comandate folosind o mănușă cu anumiți senzori de flexare care sunt relativ scumpi și sunt greu de realizat acele mănuși și nu sunt mai comod de folosit. Noi am decis să folosim un mic senzor numit Leap Motion. Funcționează ca un fel de senzor Kinect, doar că e mai mic, doar pentru mâini. Își pot să sesizez mișcarea degetelor individual și să comand printr-un Arduino niște motorașe care să flexeze degetele mâinii. La ce ar putea fi utilizată? Ar putea fi utilizată ca și material didactic pentru a vedea copiii cum se mișcă o mână, chiar și ca jucărie, cred că s-ar distra copiii. Ar putea fi folosită pe roboți să dezamorseze bombe, de exemplu, sau în locuri unde ar fi periculos să trimitem oameni. Sunt 4 ani de când Mihai a trecut pentru prima dată pragul laboratorului de fizică. În tot acest timp, micul Einstein a reușit să atragă atenția tuturor colegilor, dar mai ales a colegelor sale. L-am cunoscut pe Mihai în clasa a patra, când am participat împreună la un concurs, însă am început să îl cunosc mai bine anul acesta, când am venit pentru prima dată la clubul de fizică. Și cum e Mihai? Mihai e un copil foarte energic, foarte
ambițios, îi place mult ceea ce face și de aceea niciodată nu se dă înlături de la o provocare. Din ceea ce lucrează, ce a făcut pe aici, pe la club, ce-ți place cel mai mult? Ce ți se pare cel mai interesant? Păi, Mihai scrie cod de obicei, însă are și alte proiecte alături de alți colegi de aici, proiecte practice. Nu știu ce îmi place cel mai mult, cred că telescopul, proiectul lui de care este cel mai atașat. Cum se comportă el cu ceilalți colegi? Este foarte iubăreț, să zic așa. Noi toți îl îndrăgim și este ca un fel de frate al nostru. E veteran aici pentru că vine de când era mai mic, însă asta nu-l face să se comporte diferit față de noi veniți. Cum îl vezi pe el, nu știu, peste 10 ani, 20 de ani? Îl văd un programator de succes, probabil lucrând la una dintre companiile de renume din țară sau din afară, însă cred că va ține contactul și cu noi și cu celelalte persoane cu care vorbește acum. Și Roxana îl apreciază mult pe colegul ei mai mic. Tu de când îl cunoști pe Mihai? L-am cunoscut când am fost într-o tabără de astrofizică cu domnul Milton Nistor. Eu eram, cred că, în clasa 8-a și s-a remarcat, adică cel puțin eu l-am remarcat, pentru că era foarte curios și întreba de ce e așa și nu în alt fel. Și pot să spun că curiozitatea e un element cheie, e chiar secretul succesului în acest domeniu și Mihai are această curiozitate. Și cum s-a schimbat Mihai de atunci, de când l-ai cunoscut tu, până acum? S-a mai maturizat, însă esența e aceeași. Ce ți se pare cel mai interesant din tot ce face el aici, în laborator? După cum a spus și colega mea, probabil că telescopul a pus foarte mult suflet, pentru că chiar e pasionat de acest proiect și vrea să-l ducă cât mai departe. Ați lucrat împreună la vreun proiect? Chiar zilele trecute am început să lucrez la un proiect care presupune și modelare 3D și eu, cum sunt începătoare în acest domeniu, m-a ajutat Mihai. Pentru că noi aici nu lucrăm pe grupe de vârstă sau pe clase și pur și simplu când avem nevoie de ajutorul cuiva, spunem, nu contează că e mai mic, că e mai mare. Cum e el ca și coleg? E foarte frumos să lucrezi cu Mihai, te ajută mereu dacă ai vreo problemă. E un coleg bun. Tu cum îl vezi pe el peste, nu știu, 10-20 de ani? Probabil a ajuns undeva foarte sus în acest domeniu, pentru că e doar clasa nouă și a făcut mult mai mult decât au făcut mulți care sunt mai înaintați în vârstă decât el. Profesorul Mircea Nistor își aduce aminte că l-a cunoscut pe Mihai încă dinainte ca acesta să îl devină elev. Cred că să fie vreo 3-4 ani de atunci, nu mi-era încă elev, era, cred că, trecea de între a 4-a pe a 5-a și am avut prilejul într-o tabără de astrofizică să conversez îndelung cu el, manifesta o curiozitate ieșită din comun, deci asta a fost ceea ce m-a uimit și curiozitatea asta nu l-a părăsit, e din în continuare foarte, foarte atent la tot ceea ce se întâmplă în diverse domenii, că este vorba de informatică, pasiunea lui cea mare, că este vorba de astronomie sau astrofizică, pasiunea lui secundară, tot timpul este la curent cu ceea ce se întâmplă, tot timpul discutăm și dezbatem, câteodată în contradictoriu, tot felul de teme. Este un copil remarcabil din punctul de vedere al gradului în care se interesează de tot felul de lucruri și ce este iarăși de remarcat, capacitatea lui deosebită de a face lucruri mari și grele. Poate că o să aveți prilejul chiar astăzi să vedeți câteva dintre lucrurile pe care le încearcă. Sunt deja de un nivel de complexitate tehnică în ceea ce privește programarea, în ceea ce privește interfațarea, deosebite pentru un copil de vârsta lui. El abia a terminat clasa 8-a acum.
Care sunt câteva dintre, nu știu, invențiile lui, să le spunem așa, remarcabile? Deosebite, da. Putem să le numim într-un fel invenții, deși nu sunt brevetate, dar sunt născociri izvorâte mai ales din nevoi. O să aveți prilejul să vedeți o tablă care se transformă în touchscreen, astfel încât nu trebuie să cheltuim sumele acelea uriașe pentru așa zisele table inteligente. Nu ne-am transformat o tablă obișnuită în tablă inteligentă prin, hai să zicem, efortul lui, pentru că până să ajungă la stadiul acesta absolut utilizabil, a încercat tot felul de variante cu un creion special, cu LED, cu infraroșu, cu senzor, n-am fost mulțumiți de precizie, am încercat metode nestandard, pur și simplu sunetul produs de atingerea cu tabla să fie captat de niște senzori aflați în colțurile tablei, n-avem procesoare suficient de rapide pentru lucrurile astea, dar până la urmă, cu perseverență, cred că la un proiect de genul ăsta a lucrat intermitent mai bine de 2 ani, încercând tot felul de variante, adică este suficient de tenace ca să nu se dea bătut atunci când o metodă sau alta nu merge. Acum lucrează la ceva care va fi science fiction, comanda unui robot prin gesturile mâinii, fără alți senzori, fără mănușă, fără nimic, deci de la distanță totul se produce așa, pe nevăzute. Și-a pregătit telescopul pe care îl vom urca din nou în pod, în mini-observatorul nostru, ca să-l putem comanda de la distanță, de pe tabletă, de pe telefon, ca să nu trebuiască să urcăm și să coborâm de fiecare dată din pod. Alte lucruri la care el e implicat, alte proiecte împreună cu un coleg de-al lui, tocmai au obținut un premiu întâi la Universitatea Einstein, reușesc să fac transpunerea în audio a semnalelor fizice de diverse naturi, că sunt tensiuni, curenți, iluminare, temperatură, să-i transpună într-un semnal audio, și tehnologia pe care o folosesc ei este chiar de ultimă oră. Se numește Web Audio API, puțină lume a auzit, posibilitatea de a crea sunete direct în pagina web. În rezumat, tot ce e mai nou nu este un mister pentru un astfel de copil. Telescopul se pare că a impresionat pe mai mulți dintre colegii lui. Oare de ce tocmai telescopul? Odată că este mare, este rar, face lucruri remarcabile. Nu toată ziua bună ziua ți-e dat să vezi un telescop de 10 inci, că într-adevăr este un telescop semiprofesional. A muncit și la munca de jos, cum s-ar zice. Zilele trecute a aspirat stratul gros de praf care se depune inevitabil în podul clădirii, pe căldură și în condițiile astea neprielnice, deci face orice este nevoie ca să își atingă țelul. Cum a evoluat Mihai de acum câțiva ani, de când l-ați cunoscut pe băiețelul acela mic și curios până acum? E un băiat ceva mai mare și ceva mai curios chiar decât era atunci. A aflat multe lucruri între timp și de îndată ce ai structura asta de informații, poți clădi pe ea valuri noi de informație. Deci acum chiar este un profesionist. De cele mai multe ori când nu mă descurc la o chestiune legată de computere, cred că nu mai departe de ieri. Încercam să modelez ceva 3D împreună cu colegi de-ai lui și dădeau eroare de sintaxă și nu știam de ce. Și el a venit și ne-a descurcat că lipsește un punct și virgulă undeva și s-a rezolvat imediat problema. E omul la care când ceva nu merge, lumea țipă Mihai. Să vină Mihai să ne rezolve. Da, am văzut că este foarte apreciat de către colegi. Foarte apreciat din foarte multe puncte de vedere. Este un coleg deosebit, săritor întotdeauna. Dacă totuși i-aș reproșa ceva, este faptul că, din pricina că e interesat de atât de multe lucruri deodată, nu se poate concentra pe mai puține domenii ca să aibă putere de penetrare mai mare. Dar asta va veni probabil cu timpul, când va acumula suficiente cunoștințe din diverse direcții, se va specializa. Oricum, plăcerea lui cea mare este să programeze calculatoarele. Deci aici e domeniul lui deosebit. Cum îl vedeți peste 10-20 de ani?
Un specialist desăvârșit, un om care va fi capabil să abordeze cu foarte mare curaj o temă de orice complexitate care ar face pe alții să spună de la început, nu, așa ceva e prea complicat. Deci va fi omul care va putea să facă orice este nevoie. Mama lui Mihai este profesor de biologie la Colegiul de Informatică Traian Lalescu. Claudia Damian spune că fiul ei era pasionat de tehnică încă de mic. Întotdeauna am fost pasionat de tehnică. S-a evidențiat cumva prin clasa 5-a pe partea de informatică și a intrat în vizorul domnului Nistor, care între a 6-a, când fizica s-a introdus în program, când intră practic elevii la disciplina fizică, domnul profesor Nistor a preluat clasa în care era Mihai și atunci așa a fost dragoste la prima vedere, cred. Și cum ați văzut dumneavoastră toată treaba asta? Foarte firesc, pentru că am manifestat simț tehnic de mic, așa, eu zic, are simțul butoanelor, deci nu există telecomandă de indiferent ce, la care să nu știe fără să citească instrucțiunile sau umble, plus că îl moștenește pe tatălui, care e inginer fiind, iarăși are un spirit tehnic deosebit, aș zice eu, și în felul ăsta așa a fost o continuitate firească. Este un copil bun, Mihai? Da, e un copil de nădejde, cum să zic, ca toți copiii de vârsta lui, pasionat de tot ce înseamnă telefoane, gadget-uri, deci aia spuneam că se pune la curent cu tot ce ține de parte tehnică și îl pasionează, apropo de citit, să zic, tot așa, lucruri tehnice în primul rând, dar eventual SF, eventual proză fantastică, deci nu literatură clasică, să zic așa. La școală la ce se descurcă cel mai bine? La tot ce ține de real. Se descurcă foarte bine la tot ce are în programa școlară, dar informatica, matematica, fizica, chiar și chimia, la care dacă i-ar acordat și mai multă atenție, ar fi și acolo foarte bine. Deci tot ce ține de parte de știință, să zic așa. Iar la biologie, având în vedere că dumneavoastră sunteți profesoară de... Se descurcă la nivelul la care se cere la clasă, dar nu își dorește să facă performanță. Chiar avem așa o discuție, că dacă mă anunță în ultimii ani de liceu că el vrea medicina, s-ar putea să o încaseze, pentru că altceva decât tehnică, fizică, matematică, la momentul ăsta nu prea intră în sfera lui de interes. Are timp și de școală și de activitățile astea extra? Da, pentru că, nu știu, eu zic că e o caracteristică mai degrabă așa, o structură psihică a băieților să învețe mai facil, mai ușor decât fetele și atunci nu pot să spun că alocă extraordinar de mult timp învățării propriu-zise pentru școală și atunci își găsește timp pentru exact ce vrea, ce își dorește să facă în afara programului legat de școală. Cum îl vedeți pe Mihai peste 10-20 de ani? Da, cred că îl văd cumva prin ceea ce își dorește el mai degrabă. Știu că își dorește să fie un programator foarte bun. E pasionat de tot ce aude despre programatorii din Silicon Valley. Deci undeva aici, unde știu că își dorește, îl văd și eu. Și v-ar plăcea să-l vedeți așa? Da, de ce nu? Fiecare dintre noi, cred că ne dorim ca să răzbească copilul în acel domeniu în care el simte că excelează și care îi și place, de să nu-l facă din obligație. Mihai tocmai a absolvit clasa 8-a. Se pregătește acum de o nouă și interesantă experiență, liceul. Tu ești acum în clasa a noua, treci în clasa a noua. Da. Ce specializare ai ales? Am ales specializarea matematică, informatică, informatica fiind pasiunea mea. Ai mers și la Olimpiada de Informatică, din câte știu eu? Da, am mers în toți anii gimnaziului la Olimpiada de Informatică, m-am calificat și la națională. Din fericire, anul trecut am reușit să obțin și o medalie de bronz. Mă consider o pasiunea mea și o realizare că am reușit să ajung la acel nivel. Sper să continui și în liceu. Informatica îți place mai mult decât fizica? Aș spune că da. De ce? E și
mai facil de abordat. Este matematizată ca și fizica, dar e un alt fel, e mai mult logică și mai mult implementare și mi se pare în principiu mai distractivă, mai utilă, ca să spun așa, pe viitor, ca un viitor job. Deci tu pe viitor ți-ai dori ceva în domeniul informaticei? Da, pe domeniul calculatoarelor, poate robotică, dar oricum cu calculatoare, cu programare, cu tehnică. Aici în România sau în străinătate? N-am momentan nicio preferință, unde mă voi simți confortabil și voi fi mulțumit de locul de muncă acolo. Ce abilități, ce cunoștințe sunt necesare să faci ceea ce faceți voi aici în laborator? În primul rând, creativitate, multă creativitate, dar și disponibilitatea de a lucra, de a munci, de a nu renunța prima dată când ceva nu funcționează. Un pic de posibilități materiale, dar în general ne descurcăm din recuperări, din lucruri donate și reușim să răzbatem. E nevoie de multă pasiune, dar și de un profesor ca și Mircea Nistor, pentru ca elevii să vină aproape în fiecare zi la școală, chiar și în vacanța de vară. Pentru că și acum, în vacanță, laboratorul de fizică e plin. Copiii se simt aici ca într-o adevărată familie. În timpul școlii sâmbătă, în vacanță și în timpul săptămânii, cam din două în două zile. E totul vacanță. Vii aici atât de des, nu ai alte activități? Nu, pentru că aici îmi place să mă aflu, aici mă simt confortabil. E un fel de cerc de socializare tehnică, ca să spun așa. Toți suntem prieteni aici. În afară de activitatea de aici, ce-ți place să faci în timpul liber? Ce alte hobby-uri mai ai? Fotografia și schiul. Și un pic cântatul la chitară. Apropo de chitară, din câte știu eu, ai inventat și un alt fel, o alt fel de chitară. Da, am folosit un șnur de ață și o fotorezistență cu un laser deasupra. Când vibra șnurul de ață, era un șiret. Când acela vibra, sesiza fotorezistența variațiile de lumină și transmitea direct pe boxe aceste variații și se auzea un sunet. Cum ți-a venit o astfel de idee? Sincer, nu știu. Probabil inspirat de domnul Nistor, de domnul profesor. Și pur și simplu mi s-a părut interesant. Dar cel mai drag proiect rămâne și pentru Mihai, la fel ca și pentru colegii săi, telescopul. Cred că cea mai dragă este cea cu telescopul, cu podul, pentru că am investit mult timp, multă pasiune în ea și mă simt cumva atașată de